Salutare din nou, dragi prieteni ai istoriei. Săptămâna aceasta vorbim despre un episod puțin diferit din istoria modernă a țării. Este vorba despre asasinarea primului premier al României, Barbu Catargiu. Evenimentul s-a petrecut cu exact 160 de ani în urmă. Barbu Catargiu a fost cel dintâi prim-ministru al României moderne care a plătit cu viața postul important pe care l-a ocupat. În fapt, Catargiu, care nu împlinise în vara lui 1862 55 de ani, nu a stat în fruntea țării nici măcar 5 luni. Totul a început la 22 ianuarie 1862, după recunoașterea de către marile puteri a Unirii din 1859. Atunci, domnitorul în exercițiu, Alexandru Ioan Cuza, respectând cutumele parlamentare, l-a însărcinat pe Barbu Catargiu cu formarea primului guvern unitar al României. Acesta mai deținuse pentru scurt timp funcția de șef al guvernului din țara românească între aprilie și mai 1861 și era în epocă șeful Partidei Conservatoare. Barbu Catargiu a abordat în spirit conservator marea problemă a vremii sale și anume împroprietărirea țăranilor. El a prezentat Parlamentului un proiect de lege agrară care nu se deosebea în esență de cel al Comisiei Centrale de la Focșani. Dar acest proiect conservator care fusese respins anterior de Alexandru Ioan Cuza, prin care țăranii erau deposedați de pământurile pe care le munciseră de veacuri, nu era pe placul tuturor. Faptul acesta a făcut ca împotriva lui Barbu Catargiu și a membrilor partidului său să se ridice întreaga opoziție liberală. Întrucât majoritatea adunării era constituită din mari proprietari care susținau însă proiectul prezentat de Barbu Catargiu, mulți dintre liberali au demisionat. Extrem de perseverent și în ciuda opoziției întâlnite în Parlament, în fruntea căreia se va fi aflat un nume sonor precum cel al lui Mihail Cogălnicianu, premierul părea că se îndreaptă spre o neașteptată victorie. Ca atare, situația dintre guvern și Parlament începuse să se antagonizeze în epocă și urmau tot felul de episoade, nu foarte diferite de cele pe care le mai putem vedea până și astăzi pe micile noastre ecrane. Una dintre marile dispute primise ca dată de analiză ziua de 8 iunie 1862. Atunci au fost toate bune și frumoase în Parlament, dar la finalul ședinței, trăsura premierului, una acoperită, nu a mai fost de găsit. Ca atare, la ieșirea din cameră, după terminarea ședinței, Barbu Catargiu, necăsindu-și trăsura la scară, a fost invitat de colonelul Nicolae Bibescu, în epocă prefectul poliției, în trăsura sa. Era undeva între orele 5 și 6 după amiaza. Trăsura deschisă trecea mai apoi, la scurt timp, pe sub clopotnița mitropoliei, când s-au auzit brusc două focuri de armă. Unul dintre gloanțe l-a lovit pe Barbu Catargiu, omorându-l pe loc. Celălalt a trecut pe lângă urechea lui Bibescu, reprezentantul unei cunoscute familii românești, care, de-abia după vreo 100 de pași, a reușit să oprească caii speriați de împușcături. La locul crimei a fost găsit un pistol ruginit. Criminalul însă dispăruse în viile de pe dealul mitropoliei și dus a fost. Până în ziua de astăzi, nimeni nu a reușit să afle cine a fost asasinul celui din tâi premier român. Vestea asasinatului s-a risipit cu iuțeală în toată capitala și în bune locuri din țară. Domnitorul, înștiințat de însuși prefectul poliției, a rămas consternat și a dat imediat ordin ca poliția să-și facă datoria. Aveau să fie arestați mai puțin de 200 de suspecți, dar vinovatul, așa cum am precizat, a rămas până astăzi total necunoscut. Cuza avea mai târziu să declare despre acest eveniment. Citez. Disensiunile noastre politice, acțiunea anormală ce nu încetează a agita câteva capete exaltate, faptul că domnul Barbu Catargiu trecea cu drept cuvânt ca reprezentantul cel mai de seamă al ideilor conservatoare, că rezista cu foarte multă energie, cu multă perseverență la uneltirile ultraliberalilor noștri și, în fine, discuțiunea legii rurale pe dinte înaintea adunării, toate aceste împrejurări reunite legitimează presupunerea că ura și fanatismul politic au înarmat brațul celui ce a lovit pe domnul Catargiu. Așa a sunat explicația cea mai înaltă în epocă despre
un eveniment care avea să marcheze până astăzi istoria noastră modernă. Nimeni nu l-a crezut pe Cuza. Și el și Nicolae Bibescu au fost, din punctul de vedere al românului de rând, pe lista suspecților. Barbu Catargiu nu a fost însă singurul premier din istorie asasinat în țara noastră. Rând pe rând, în secolul trecut, și-au pierdut viața liberalul Ion Gheorghe Duca și țărănistul Armand Călinescu. Cel din tâi, pe peronul Gării Sinaia, la 29 decembrie 1933, pe când se întorcea de la o discuție privată cu regele Carol al II-lea, discuție ce avusese loc la Palatul Peleș. Cel de-al doilea avea să moară la 21 septembrie 1939, deci tot în timpul aceluiași Carol al II-lea, numai că singura diferență este că Armand Călinescu și-a găsit sfârșitul în zona eroilor din capitală, premierul aflându-se la bordul unui luxos cariac, neblindat însă. Un alt fost premier, celebrul istoric Nicolae Iorga, era și el asasinat în 27 noiembrie 1940 la Streșnic, pe drumul dintre Vălenii de Munte și București. Toți aceștia trei au fost uciși de mișcarea legionară. Așadar, cu ce rămânem după această lecție de istorie? Cu povestea foarte clară că trebuie să știm să facem oricând diferența între bine și rău și că cei care ne conduc nu sunt întotdeauna cei mai fericiți oameni. Nu uitați, urmăriți istoria săptămânii, avem nevoie de like-urile voastre și de susținerea voastră. Până data viitoare, toate cele bune!